Bun. Dar fiindcă dat aici cu deplasările, da? Pentru că știu că mai sunt multe lucruri de tot, dar aici să facem o chestie concentrată care să servească celor din provincie în la următorul slide. Să vorbim puțin despre modul de a degaja și a angaja, deci a băga înapoi arma întreagă, da? Observați că sabia este cu tăișul sus. Funcție de poziția tăișului și de mâinile mele, de dreapta sau de stânga, se nasc de combinații de a scoate arma, da? Una dintre cele mai obișnuite este aceasta, în care arma este lateral, orizontal, iar ține apa pe ea. Da? Ține apa. Remarca că ea se bagă cam la fel, da? Apoi schimbă poziția verticală. O degajare cu arma verticală, da? Cu tăișul sus, da? Da? Întind bine, arma treacă de înainte, vine înapoi. Încercăm asta, da? Hai. Structura aceasta pe care o fac aici, da? Mergem până aici, da? Până să avem aproape în prelungirea mâinii mele. Nu opresc aici, da? Lasă cald. Dar nu se duce pe spate, nu duc până aici, da? Aici, da? Și de aici, jos. Bun. Se folosesc această mișcare, da? Și pentru o întoarcere. Un, doi, trei, un, doi, trei, hai. Ce mai așa? Da? Deci vreau să-l scurim în spate. Mă las dus de lamă, da? Care continuă, da? La momentul în care scot arma, da? Da? Până aici, da? Da. Deci nu sunt să nu opresc arma aia. Eu schimb poziția. Da? Deci, nu așa, da? Îmi las ca arma să meargă direct. Nu mai putem degaja arma, da? Cu
poziția mâinii, nu așa cum ești, ci așa, da? Arma se ascunde în spatele meu. Ea nu este către cap, este către spate, da? Da? Spate, da? Către spate, nu știu de cap. Atât îmi bag sigur sata de-a cap. Și bun sau murai bun? Să înțelegam că amicarea asta de a duce de la foi a armei către teacă să fie cât mai rotundă, da? O dată, da? Vă să avea bine aici, stai imediat în spate, da? În spate, nu e rău, da? Hai, da? Să fie lungă mișcă. Este un bun antrenament pentru fiecare de noi. Lungă, domnule. Mai lungă. Încă o dată, da? Uitați, da? Unde sunt, da? Hai. Da, avem 7. Se ascunde după braț, imediat din momentul în care iese din geacă, da? Imediat, da? Da? Deci nu o duc aici, da? Și apoi o duc aici. Da? Ia. Da? Da, se ascunde imediat după braț. Ideea este că era să nu bată. Ăla. Da. Mai facem o dată, da? 1, da? Atât aici, da? Da? Rămâne aici în continuare, da? Sunt aici, da? Da? Deci teaca și sabia vin aici, să vezi, teaca aici, da? Hai. Sabia, da? Vedeți, să bag sabia orizontal în teacă, da? Orizontal, da? Orizontal, da? Așa. Da? Să facem o mișcare de rotație, da? Duc aici, scot arma, da? O fac aici, da? Mult în stânga, în dreapta, la maximum, mult tot, aici, da? Mai în dreapta. Așa. Hello! Da? Șoldul! Șoldurile sunt, da? 1, 2, șoldurile. Pioare, trebuie să ai de loc. Rămân așa. Apropiate și apropiate. Pioare lipite. Pioare lipite, 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 lipite. Și apie și bunică. Pioare de pătate. Pioare apropiate, lipite, uite așa. Da? Aici. Se bagă sabia aici,
aproape, aproape în spate, da? Duc până aproape în spate. Păi în spate, da? Mișcare foarte bună pentru șoldul. Deci, mult în stânga. Mult în dreapta. Înapoi, mult în stânga, da? Pentru că mișcare de ori. Ca să pot atera, trebuie să îmi trebuie mult genunchi, da? Nu, bați de față, de față, de față, de față, după aia, toate multe, în fine, aici să se întâmplă lucrurile. Corpul, da? Nu mai, nu mai cu sabie. Corpul. Du-te, așa. Prea repede. Încep, lasă că aici e orizontală tot timpul, până aici voi de aia, da, un tot. Orizontală, aici o fac. Tot timpul orizontală, da? Cât mai larg din mișcarea asta, da? Poate 360 de grade. Fără un grad. Sau două grade. Bine, așa. Mai jos, mai jos. Mai jos, 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 direct în 2 stați. Așa. Sigur că da. Mai jos. Și încet, nu repede, nu repede, repede. E ușor. Ce? La țiaș înălțime. Deci, atenție! Scot sabia de aici, da? Da? La țiaș înălțime merg. O întorc la țiaș înălțime merg, da? Ce fac, da? Nu mă ridic. Deci nu o fac așa. O scot, da? Nu. La țiaș înălțime. La țiaș înălțime și jos de tot. Da? Mâna stângă. De data aceasta, da? O nu. Deci sabia se duce până la, mult până la gard aproape, da? O scos-o, da? Fără să plasez picioarele. Lăpiciorul stâng, sabia este orizontal, lăpiciorul în spate. Sabia vine verticală, mâna asta vine aici, da? Aceste două mâini pivotează de mâner. Da? În momentul ăsta pot să lovesc în continuare dacă e nevoie, da? 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 Și mâna asta vine din față, da? Din față, da? Da. Mâna dreaptă îi dă drumul. Stânga, eu dă dreptei. Da? Faci mișcarea asta. Încet, ori nu ne grăbim, că nu... De aici, da? Mă fac repede, da? Vreau să mă facem încet ca să vedem exact cum se face. Stai drept, stai drept, stai drept, nu așa. Stai drept. Uite, da? Mai merg, vreau într-o jumătate de aici. Facem aceeași mișcare, o scot, sabia, da? Ca aici, vine aici, da? Lovesc lateral, da? Și bag sabia în teacă. Obligate să întorc teacă imediat, la până aici, da? Ați încă deci. 1, 2, Okay.
1, 2, 3, da se da. Volte arca, axa. A. Dai, da. 1, 2, 20 în continuu, să avea și aici în jos, da? Fac exact aceeași mișcare, aici, da? Aici, da? Să avea rămâne în mâna stângă, mâna dreaptă, să duce acum cu mâna, da? Din nou, degajăm cu mâna stângă, da? Este foarte important, da? Picioarele sunt apropiate, stabile, da? Sunt mult în stânga, da? Mâna stângă scoate, mâna dreaptă treia, da? Încă o dată. Da, deci. Da? Mă vă lovitură, da? Apoi. Face, o vârf cu plus aici, da? Este lateral, nu sunt, da? Deci nu sunt, da? Deci... Pot regla presiunea în centură, deci asupra tecii mele, da? Încordând abdomenul sau slăbindu-l, da? Uite, s-a slăbit abdomenul, da? Am încordat, nu mai este rău, da? Deci trebuie să învăț jocul ăsta, da? Acum, încordez abdomenul, da? Asta sabia iese cu tot putea cu din, da? Dacă slăbesc, nu sunt atent la treaba asta, iese cu tot, da? Nu, la mine iese foarte ușor sabia, da? Foarte mult, nu iese cu tot putea. Hai. Deci mâna a doua, dreapta, preia sabia, nu de imediat din nou sabia asta, da? Mult mai departe, dar cam pe aici, da? Da? Deci uitați-vă. Da? Deci, aici uite, mai departe. Asta o duce până aici, asta o lovește, da? Dreapta lovește. Dacă în timp ce fac această mișcare, da? Ideea este că lovitura acum este aici, da? Este aici. Dacă în timp ce mă deplasez, există un pericol aici, dar mi se pot schimba repede lovitura în partea asta, da? Ori această tehnică nu permite. Atunci există o tehnică pentru așa ceva. Da? Deci am pornit aici, da? Da? Așa. Pus mâna invers, da? Am întors sabia imediat, da? O bază. Uitați, da? Unu, da? Vreau să vin pe aici, da? Vin pe aici. Mâna vine. Așa.